Tinerii care nu au reușit să ia note de trecere la bacalaureat înguroașă rândurile șomerilor. Aceștia fac rând încă de dimineața în fața Agenției Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru a-și depune dosarele pentru șomaj. Locuri de muncă nu prea își caută, ci nu vor să pierdă cei 250 de lei primiți de la stat. Dacă își vor găsi însă un job, salariul ar trebui să fie pe măsură, cel puțin 1000 de lei, iar munca pe cât se poate de puțină. În același timp, cei cu experiență de 20 de ani în muncă au aceleași așteptări când vine vorba de salariu. Pentru ce ai venit să-ți depui actele? Bănuiesc că-ți cauți un loc de muncă. Nu, pentru șomaj. Dar așa, dacă ai găsi un loc de muncă, la ce salariu te aștepți așa pentru început? Nu, 150, 15 milioane sau 20. Ai mulțumit și cu mai puțin? Da. Să-mi depun dosarul pentru șomaj. Ce ți-ar plăcea să lucrezi? Ce poți ai? Ți-ar plăcea să găsești? Un om avantajos și convenabil din punct de vedere al, nu știu, să nu fie atât de greu încât să nu pot să depun o muncă fizică. La ce salariu te-ai gândit așa pentru început? Nu unul destul de jos, unul destul de bine. Cam la câți bani așa te-ai gândit? Nu știu, după 10 milioane, ceva de genul. Cam ce loc de muncă așa căutați? Cum să vă spun, funcția care am o meserie, da. Totuși, construcții metale și navale și mecanic mașini utilaje. Ei mi-au spus că se așteaptă la salarii de 10-15 milioane. Dumneavoastră, la ce salarii vă așteptați așa? Cum să vă spun, în funcție de locul de muncă care îl găsim. V-ați mulțumit și cu mai puțin? Cu mai puțin? 10 milioane, 15 ar fi un salariu cât de cât așa. Peste 17.000 de absolvenți români au solicitat indemnizația de șomaj în luna iulie, dintre care aproximativ 16.200 provin din învățământul liceal și post-liceal.